Salutare, prieteni! Ne revedem în rubrica Provocarea de a fi antreprenor în Republica Moldova, unde dezvoltăm proiectul video Construcția unei afaceri în țara noastră. Anterior am plasat videouri despre două fundamente și 8 piloni. Astăzi o să vă vorbesc despre pilonul numărul 6, fenomenul calitate într-o companie. Cei 5 piloni, precum primul, finanțe și contabilitate, departamentul juridic, resurse umane, departamentul de vânzări și departamentul de marketing, sunt cei care formează baza unei companii. Și revenim la pilonul numărul 6, secția sau departamentul de calitate, și în acest video o să aflați ce presupune aceasta. Atât angajatorii cât și angajații mereu vorbesc despre calitate, dar ce este ea, aflați în videoul care urmează. Și care este scopul calității? Din experiența mea, scopul calității se reflectă din acele reguli, instrucțiuni, protocoale și regulamente de lucru care fac o deservire să fie bună. Iar o deservire bună, ca rezultat, este atunci când clientul este fericit și mulțumit. Într-un final, calitatea trebuie să mențină acel puls între relația dintre companie și client și să fie ambele părți pe câștiguri și mulțumiți în deservire. Rezultatul calității se reflectă în minim reclamații și erori. De exemplu, la Just Consult avem un indicator de calitate de 98% clienți mulțumiți. Acest rezultat îl atingem prin diferite metode. Da, știu că sunt metode inopinante, pe de ascuns, de aflat, de inspectat, iar eu mereu sunt pentru metode transparente de lucru și de inspecție de servirii. Pentru mine, de exemplu, sunt diferite metode atât constructive cât și destructive de monitorizare a calității. De exemplu, în loc de a aplica un control pe ascuns sau o verificare inopinantă sau anumite investigații, eu mai bine aplic un dialog, un sondaj, o discuție transparentă atât cu clientul cât și cu angajatul, ca ambele părți constructiv să găsim o soluție, să minimizăm acele riscuri și într-un final să fie ambele părți mulțumite. Valoarea calității la un final este serviciile vândute, recomandări colectate și creșterea indicatorului LTV, care înseamnă durata de viață a unui client. Ca exemplu concret pot să vă dau toată experiența mea de la compania Just Consult, ce aplicăm noi la capitolul calitate. Noi avem o organigramă cu o structură mai complicată, posibil că, iar inspectorul de calitate are obligația în activitatea sa să colaboreze cu secția de vânzări de servire, cu instruirea angajaților de la stagiar până la expert vânzător, în colaborare cu resurse umane, să vedem cum se adaptează, cum se integrează cei colegi în deservire, face sondaje de calitate cu pasagerii și clienții Just Consult. De aceea noi monitorizăm toate aceste procese ca un puzzle. Un client poate din prisma sa să vadă cu alți ochi deservirea, poate să aibă alte așteptări, să aibă mai multe obiecții neidentificate, gen scump, ieftin, mulțumit, nemulțumit, timpul de așteptare, relația cu diferite instituții de stat. Respectiv, inspectorul de calitate scanează toate aceste procese, le raportează și propune soluții, îmbunătățiri și activitatea companiei are de câștigat pe toate zonele de la resurse umane, secția vânzări și instruire, ca într-un final noi ferm putem să spunem că avem o calitate monitorizată și un rezultat mai bun, mai competitiv, mai sănătos și clientul real să fie mulțumit. Indicator de KPI ar fi minimizare reclamații, minimizare scăpări, erori de factor uman. Dacă tu ai ceva mai personal de întrebat, scrie-mi un mesaj și eu cu mare drag răspund. Și sunt curios să aflu, în rol de client, de angajat sau chiar angajator, ce experiențe ai la capitolul calitate? Mulțumesc pentru distribuire la prieteni la videourile mele, sunt recunoscător pentru asta. Pe curând, la noi videouri în rubrica Provocări de antreprenori în Republica Moldova.